A doua duminică din 2018 programează restartul în campionatul național de volei categoria cadeți atât la fete cât și la băieți. Bun găsit de la Craiova, aici unde Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea este reprezentat în ambele competiții, așadar vom asista la două partide. Cuplajul voleibalistic va fi deschis de meciul fetelor, partidă în care elevele antrenoarei Romanița Nicolau vor avea o misiune dificilă. În fața ocupantei poziției a doua în clasamentul grupei, echipa Colegiului Național Nicolae Titulescu din Craiova. Este vorba de etapa cu numărul 7 din cadrul seriei a 8-a, acolo unde, alături de cele două protagoniste din meciul de față, mai evoluează Dacia Mioveni, Clubul Sportiv Școlar Târgu Jiu, Liceul cu Program Sportiv Pitești și Club Sportiv Volei Craiova. În sala Colegiului Național Nicolae Titulescu din Craiova, vâlcencele în echipament galben-negru au avut un start foarte bun și au câștigat spectaculos primele 3 puncte. Gazdele s-au trezit repede, au demonstrat în continuare că își merită poziția din clasamentul grupei, s-au impus în cele din urmă în 3 seturi. Cu toate acestea, elevele antrenoarei Romanița Nicolau și-au trecut în cont și alte puncte spectaculoase. Cum a fost pentru tine meciul de azi? Nu a fost un meci destul de rău, doar că s-a văzut experiența și vârsta, însă noi nu ne lăsăm și vom continua cu capul sus și vom avea și rezultate bune până în final. Nu a fost un meci foarte complicat, dar faptul că n-am reușit să ne concentrăm suficient a dus care statul să fie așa. Sperăm ca pe viitor să avem prestate cât mai bune și să ne concentrăm. A fost un meci jucat cu multe puncte lungi, deși am avut o mare problemă de concentrare. A fost un meci destul de frumos, ele au jucat mult mai bine decât noi. Noi nu prea am comunicat așa de mult și o să ne concentrăm mai mult data viitoare la meci. Un meci greu de început de an, cum a fost astăzi la Craiova? Da, din păcate istoria s-a repetat și anul acesta. Fetele n-au reușit să se mobilizeze. Am constatat o lipsă permanentă de concentrare, faptul că nu comunică între ele în timpul jocului, rezultatul și-a spus cuvântul. Sperăm ca pe viitor, peste 2 săptămâni, la următoarea etapă pe care o vom desfășura acasă, în prezența echipei tot din Craiova, să întoarcem și noi rezultatul. Etapa următoare este programată la 28 ianuarie, atunci când voleibalistele de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea vor juca pe propriul teren din sala Capela, acolo unde vor primi vizita echipei Club Sportiv Volei Craiova. Rămânem în continuare la Craiova, pentru că urmează meciul băieților. Elevii antrenorului vâlcean Marius Mărgărit vor avea o misiune la fel de dificilă în fața formației gazdă și asta pentru că echipa Colegiului Național Nicolae Titulescu din Craiova este lidera seriei. Cadeții vâlceni, în echipament complet albastru, evoluează în seria a 3-a, acolo unde, în
afară de liderul din Craiova, mai au ca adversare două formații din Arad, câte una din Blaj și Caransebeș. Nici nu se punea problema învingătoarei din această partidă, ținând cont de faptul că trupa din Bănie câștigase și în tur la Râmnicu Vâlcea. Mai mult, echipa antrenată de Daniel Săvoiu, fiind deținătoarea bronzului național în precedenta ediție de campionat. Victorie clară, cum a fost meciul cu Vâlcea? Ne așteptam să fie un meci mai ușor. Sincer, noi nici nu ne-am antrenat săptămâna asta. O parte dintre băieți doar ce s-au întors de la lotul național erau deosebit de obosiți. Și am gândit că e bine să le dăm un pic de pauză. Obiectivul nostru e medalie, cel puțin medalie la turneul final, drept pentru care o să începem cu pregătirea și spre intrarea în formă un pic mai târziu. Destul de ușor, am avut o pauză. Ne-am antrenat pentru că am fost la lotul național, la calificări, mulți dintre noi, alții chiar au avut o pauză și am fost puțin cam reșiți meciul ăsta și a ieșit totuși ochin, pot să zic, a fost genial. A fost un meci de acomodare cu sala, am venit după o perioadă de pregătire de la lot, câțiva dintre noi și a fost bine. În calitate de nou jucător, orice victorie e importantă pentru mine, nu contează cu ce echipă jucăm, nicio echipă nu trebuie subestimată în orice fel. Nu știu, mă bucur întotdeauna pentru victorii, la tot mai multe pentru noi și pentru ei, de asemenea. În ciuda acestei înfrângeri în trei seturi, elevii profesorului Marius Mărgărit și-au trecut în cont destule faze spectaculoase. A fost meciul cu Craiova? A fost un meci frumos, ne așteptam la această înfrângere, să zic așa, dar pe parcurs ne vom mobiliza și poate îi vom bate. A fost un meci destul de greu, ne așteptam la această înfrângere. Deși ne bucurăm, am luat încă un punct pentru că am avut două talintere. A fost un meci complicat, cum ne-am fi așteptat. O înfrângere oarecum premeditată, numai că nu a fost atât de catastrofală precum credeam că o să fie. A fost un meci frumos, ne așteptam această înfrângere, ne-am antrenat pentru acest meci, dar n-a fost să fie. Ați pierdut azi la Craiova, dar totuși ați câștigat un punct. Da, a fost un joc greu pentru noi, pentru că echipa din Craiova este lidera seriei, cea mai bună echipă. Mă așteptam să fim bătuți sau înfrânți, dar am reușit să menținem două talii în teren, am reușit să acumulăm încă un punct, deci avem 5 la ora actuală. Sperăm într-o victorie acasă cu Caransebeșul pentru a merge pe locul 4 și a ne califica la turneul semifinal. Eu zic că una peste alta, în jocul de astăzi, băieții, mai ales după această vacanță de iarnă, s-au descurcat destul de bine. Eu nu sunt supărat pe ei, chiar dacă au pierdut. Mulți dintre ei care au început volei în septembrie, deci au 4-5 luni de volei, s-au descurcat destul de bine cu o echipă foarte, foarte bună. Și cadeții vâlceni vor juca tot acasă în etapa de la 28 ianuarie. Elevii antrenorului Marius Mărgărit urmând să primească vizita echipei Clubului Sportiv Școlar Caransebeș. Punct final reportajului Maraton de la Craiova pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.